Nunțile la români se țin mai nou și în alte zile din săptămână, nu doar în weekend. Restaurantele și saloanele nu mai fac față comenzilor venite în special de la români stabiliți în străinătate. Cei mai mulți vor să se căsătorească în țară în perioada vacanței de vară și cum timpul e scurt, localurile lucrează la foc continuu pentru că felicitările, masa și dansul să fie perfecte. Deși, în mod normal, sezonul nunților se încheia spre finalul lunii octombrie, acum perioada a fost prelungită până în apropiere de Crăciun. Încă mai avem două luni de evenimente, pentru că din cauza anilor trecuți, deși sezonul se termina cam la sfârșit de octombrie, și luna noiembrie este încă plină de evenimente. Managerii restaurantelor spun că, din cauza aglomerației, oamenii organizează petreceri inclusiv în timpul săptămânii. O perioadă solicitantă, de muncă intensă și eforturi susținute din partea întregului colectiv. Foarte mulți clienți și-au manifestat disponibilitatea și interesul de a organiza petrecerile atât în weekend cât și în cursul săptămânii. Sorin se consideră norocos că a găsit un restaurant pentru petrecere, deși și-a rezervat locația de la începutul anului. Noi suntem mai norocoși, am căutat acum la începutul anului, prin primăvară, să zic, un restaurant. Ne doream un restaurant anume și am avut norocul să fie liber și pe data când am planificat petrecerea botezului fetiței noastre, mai exact mâine, 7 octombrie, pentru că am vrut ca la 12 noaptea să se facă un an de la nuntă, pe 8 octombrie, și să avem practic o dublă petrecere. După ce am ocupat noi, la câteva zile ne-a sunat o prietenă care vrea să facă în același restaurant pe fix aceeași dată. Unele locații oferă reduceri pentru clienții care aleg să-și țină petrecerea în timpul săptămânii.